ziua! Bine ați venit la această conferință de presă care marchează înmânarea diplomei de înalt patronaj a președintelui României, celei de-a 19-a ediții a concursului internațional George Enescu și celei de-a 27-a ediții a festivalului Enescu care se va desfășura anul viitor. Domnule consilier prezidențial, doamnă Cristina Uruc, mă bucur că marcăm astăzi acest moment și debutul concursului Enescu, care și-a transmis melodios mesajul prin concertul inaugural. Însă astăzi aș vrea să punctăm câteva elemente de noutate ale acestui concurs, pentru că în cadrul concursului Enescu, talentul și performanța își dau mâna în mijlocul, pe scena unei competiții culturale internaționale. Așa cum am spus, acum două zile, pe scena Ateneului Român, a avut loc concertul de deschidere a celei de-a 19-a ediție a concursului Enescu, o ediție care pune în lumină o nouă generație de muzicieni. Și tinerii ne demonstrează în fiecare zi, prin talentul și efortul lor, că merită șansa de a face performanță. Concursul Enescu, lansat ca o continuare firească a Festivalului Internațional George Enescu, reprezintă o excepțională ocazie de afirmare pentru tinerii muzicieni aflați pe un drum către performanță. Astăzi, împreună cu domnul consilier prezidențial, înmânăm diploma de înalt patronaj oferit de președintele României, acestei a 19-a ediții, o competiție reper, spun eu, pentru tinerii muzicieni din toată lumea. Ediția din acest an a realizat un record istoric al numărului de candidați înscriși, adică un total de 667 de muzicieni cu vârste între 13 și 35 de ani, iar acest număr reprezintă o creștere de peste 6 ori față de precedenta ediție, cea din 2022, și este cu circa 60% mai mare față de cea din 2018, care înregistrase până în acel an cel mai mare număr de candidați, și anume 400 de tineri muzicieni. Numărul record de competitori transmite mesajul că tinerii vor cultură și au nevoie ca noi, decidenții, să le creăm un spațiu de afirmare și să aducem evenimente culturale de calitate. Este în același timp un semn foarte clar al consolidării prestigiului și atractivității acestui eveniment pe scena muzicală internațională, avându-l ca președinte onorific pe maestrul Zubin Mehta. Aș puncta câteva noutăți din această ediție și încep prin a spune faptul că acest concurs, aflat la ediția numărul 19, revine la forma de organizare originală, și anume toate cele patru etape se vor desfășura în format fizic la București, iar pentru prima dată în istoria competiției va fi introdusă o săptămână de masterclass de interpretare dirijorală, instrumentală și aprofundare în studiul muzicii dedicat tinerilor muzicieni. Această noutate de masterclass-uri se înscrie în linia pe care am încercat să o imprim tuturor instituțiilor culturale aflate în subordinea Ministerului Culturii odată cu preluarea mandatului de ministru al culturii. Pentru că integrarea tinerilor în activitatea culturală a instituțiilor de cultură, a evenimentelor culturale, nu doar performanța în anumite momente pe scenă, practic conduce la o fidelizare și o creștere a atașamentului acestor tineri față de instituții sau evenimente.
Acesta este un instrument de educație prin cultură și o șansă pentru tineri să urce pe una dintre scenele Festivalului Enescu. Educația prin cultură, de asemenea, este o prioritate a acestui mandat. Prin faptul că Administrația Fondului Cultural Național, de exemplu, beneficiază de o majorare a bugetului printr-o mai bună colectare a fondurilor, am reușit să obținem în funcționarea acelei instituții pe partea de proiecte culturale o direcție de educație prin cultură, astfel încât toate organizațiile non-guvernamentale sau potențial beneficiari care vor să deruleze proiecte de educație prin cultură să poată să obțină finanțare, pentru că educația prin cultură este cea care așează într-un mod de nezdruncinat cultura și educația în formarea tinerei generații. De asemenea, o altă noutate a acestei ediții se numără și programul de internship, leadership în muzică, organizat de Universitatea Națională de Muzică din București, în parteneriat cu Artexim, și care oferă posibilitatea ca 4 studenți muzicieni să intre în echipa de organizare a concursului internațional George Enescu. Reiterez în același timp sprijinul Ministerului Culturii ca finanțator principal al acestui eveniment și doresc și în acest format să mulțumesc tuturor partenerilor instituționali care susțin această ediție. Încep cu Ateneul Român, care găzduiește concertele din cadrul concursului, Filarmonica George Enescu, orchestra care acompaniază finalele secțiunilor de vioară și pian, Muzeul Național George Enescu, care a pus la dispoziția violoniștilor Maria Marica premiul 1 ediția a 18-a și Valentin Șerban premiul 1 ediția a 17-a, vioara Guarnieri, care a aparținut marelui muzician. De asemenea, mulțumesc Orchestrei Române de Tineret, invitată pentru sesiuni de dirijat. Nu în ultimul rând, salut colaborarea cu Orchestra Națională Radio, care a acompaniat pentru prima dată în istoria concursului concertul de deschidere și va susține tinerii muzicieni în finala concursului de violoncel, care va avea loc la Ateneul Român pe 10 septembrie. De asemenea, salut colaborarea cu filarmonicile și instituțiile de spectacole și concerte din țară, care și-au arătat disponibilitatea de a programa laureații concursului. Salut și continuarea parteneriatului cu Colegiul Național de Arte din Ulipati, din București, început în anul 2022, ca o colaborare pilot și inițierea, odată cu această ediție, a parteneriatului cu Colegiul Național de Muzică George Enescu, prin care elevii muzicieni ai acestor două colegii de prestigiu se implică în activitățile de organizare ale concursului. În ceea ce privește promovarea internațională, mulțumesc Institutului Cultural Român, care împreună cu Ministerul Culturii și Artexim a organizat o serie de conferințe și recitaluri pentru promovarea acestei a 19-a ediție a concursului în câteva dintre cele mai importante orașe din Europa: Viena, Lisabona, Madrid, Cracovia, Chișinău și Londra. Conceptul turneului a cuprins o serie de recitaluri susținute de laureații concursului Enescu și care au interpretat lucrări scrise de George Enescu și au participat la sesiuni de întrebări și răspuns și conferințe de prezentare ale competiției. Vreau de asemenea să mulțumesc oamenilor care inspiră atât Festivalul Enescu cât și concursul Enescu. Și încep cu maestrul Cristian Măcelaru, directorul artistic al festivalului și concursul internațional George Enescu și de asemenea dirijor și director muzical al Orchestrei Naționale a Franței.
Îi mulțumesc maestrului Măcelaru pentru modul în care are grijă de noua generație de muzicieni, pentru contribuția la promovarea culturii muzicale românești și pentru generozitatea de a fi aproape de tineri muzicieni aflați la început de drum. Felicit Artexim și pe Cristina Uruc și de asemenea întreaga echipă pentru organizarea extraordinar de meticuloasă a concursului și a Festivalului Internațional George Enescu. Susțin din inimă tinerii muzicieni, participanții la acest concurs și le urez mult succes la această ediție cu numărul 19 și sper să ne revedem cu cât mai mulți dintre ei într-un număr cât mai mare la Festivalul George Enescu. Domnule consilier prezidențial, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă ministru, doamnă director executiv, doamnelor și domnilor. Trăiesc un sentiment plăcut și în același timp nostalgic, pentru că e pentru ultima oară când mă află în această situație de a fi mesagerul președintelui României în înmânarea diplomei sale de înalt patronaj. Și n-aș avea multe de adăugat la ceea ce a spus doamna ministru, decât să îi spun că oricât de grea, dificilă ar fi poziția sa de ministru al culturii, ca toți ministrii culturii care au fost și care vor fi, eu cred că ministrul culturii este singurul ministru al Guvernului României care este titularul unui brand de țară. Pentru că, așa cum s-a spus deseori, acest festival înseamnă România. Și dacă cineva a aflat despre adâncimea și profunzimea spiritualității românești, probabil că în bună măsură l-a ascultat pe Enescu și știe de acest festival. De aceea, diploma de înalt patronaj al președintelui României nu este încă o altă formă de recunoaștere a excelenței care, desigur, că impregnează festival. Președintele vrea să spună prin înaltul său patronaj că festivalul și concursul George Enescu contribuie la perenizarea valorilor care au fost puse ca sămânță în România modernă, în România democratică, de către George Enescu. Noi spunem că trăim vremuri complicate și grele. Și deseori pare că viitorul nu ne este foarte clar. Dar dacă ne gândim puțin în ce perioadă a trăit, a creat George Enescu, două războaie, o pandemie, o criză economică profundă, instalarea comunismului, exilul său și moartea sa departe de țară, și cu toate acestea, el spune, cultura va trăi. E bine, cred că acest mesaj cu precădere este purtat de concursul George Enescu, care este cel care duce mai departe spiritul lui George Enescu. Festivalul, desigur, este marea scenă și marea lumină care stă peste muzica lui George Enescu, peste muzica universală, peste valorile pe care muzica ni le aduce și prin care ne încurajează să privim viitorul cu optimism. Pentru toate aceste lucruri, pentru care, așa cum a spus doamnă ministru, au lucrat atâtea și atâtea instituții, cum rareori se întâmplă în România o astfel de colaborare atât de amplă, eu am marele privilegiu de a aduce aici diploma înaltului patronaj. Să vă rog, doamnă ministru, să o transmiteți la rândul dumneavoastră Artexim. Vă mulțumesc!
Stimate domnule consilier prezidențial, stimate doamnă ministru, cu onoare și responsabilitate primesc astăzi, în numele Artexim al maestrului Cristian Măcelaru și al artiștilor invitați, diploma de înalt patronaj al președintelui României, conferită ediția 19 a concursului internațional George Enescu și viitoarea ediție a 27 a festivalului internațional George Enescu, care va avea loc între 24 august și 21 septembrie 2025 la București. Această distincție reprezintă o recunoaștere a eforturilor noastre continue de a promova cultura și arta la cel mai înalt nivel, motivându-ne să continuăm munca noastră cu pasiune și dedicare pentru a contribui la creșterea prestigiului cultural al României pe scena internațională. Artexim și toți colaboratorii săi se angajează să mențină standardele de excelență și să ofere publicului concerte de neuitat, care să aducă bucurie, inspirație și o mai profundă înțelegere a valorilor culturale. Mulțumim, domnule consilier prezidențial, doamnă ministru, pentru această onoare și pentru sprijinul acordat culturii. Este un simbol puternic al aprecierii față de cel mai important brand cultural din România, Festivalul și Concursul Internațional George Enescu, și vă asigurăm că vom continua să promovăm excelența artistică și să susținem cultura română. Așa cum a menționat doamna ministru, concursul Enescu, organizat de Artexim și finanțat de Ministerul Culturii, se dezvoltă ediție cu ediție și datorită partenerilor apropiați cu care lucrăm la promovarea moștenirii spirituale și muzicale a lui George Enescu, mare majoritatea acestora fiind de instituții în subordinea Ministerului Culturii. Ateneul Român și Universitatea Națională de Muzică din București sunt gazdele concursului și festivalului și doresc să mulțumesc maestrului Marin Cazacu și doamnei rector Diana Moș și echipelor lor pentru excelenta colaborare. Filarmonica George Enescu, Orchestra Română de Tineret, sunt prezențe constante în programul Festivalului Enescu. Anul acesta, Orchestra Filarmonicii, cum a spus și doamna ministru, va acompania finalele de vioară și de pian și pentru prima dată Orchestra Română de Tineret va fi în programul concursului Enescu, acompaniind masterclass-ul de dirijat. Mulțumesc maestrului Marin Cazacu, din nou, managerul Filarmonicii George Enescu și fondatorul Orchestrei Române de Tineret, și domnului manager al Centrului Național de Artă Tinerimea Română, Dan Petre, pentru excelenta colaborare. Anul acesta, parteneriatul dintre Muzeul Național George Enescu și Artexim a căpătat noi valențe spirituale. Câștigătorii concursului Enescu de la secțiunea vioară au posibilitatea să cânte pe vioara Guarnierii del Gesù, Catedrala, care a aparținut lui George Enescu. O legătură spirituală profundă între marele nostru muzician și discipolii lui din prezent. Îi mulțumesc, doamne manager Cristina Andrei și echipei sale, pentru deschidere și pentru extraordinarea ocazie pe care a putut-o oferi tinerilor câștigători. Mulțumesc tuturor partenerilor instituționali și cu sprijinul cărora se desfășoară activitățile logistice ale concursului și festivalului Enescu și echipei Artexim, dedicată și pasionată, a cărei misiune este să ducă mai departe construcția Catedralei Festivalului. Doamnă ministru, vă mulțumesc încă o dată pentru eforturile pe care le depuneți pentru mediul cultural din România, pentru ca acesta să poată dispune de fonduri prin care să ofere publicului evenimente de înaltă calitate artistică și mai ales pentru susținerea celui mai important brand cultural din România, concursul și Festivalul Internațional George Enescu. Vă mulțumesc! Dacă aveți întrebări. La conferința de vineri aflam că Ministerul, și să mă corectez dacă greșesc, susține festivalul cu o sumă de 9 milioane de lei. Concursul și festivalul. Concursul și festivalul. Din care un milion deja sunt pentru pregătirea festivalului din 2025. Este inclusă cumva și repararea Muzeului George Enescu? Nu, Artexim nu gestionează Muzeul Național George Enescu, este o instituție total separată. Și atunci ce să așteptăm de la minister? Că au fost probleme, știm. Când vorbim de finanțarea concursului și festivalului, nu putem să ne gândim la o investiție în refacerea clădirii unei instituții de cultură. În momentul de față, pentru Muzeul Enescu, se află în derulare
o nouă procedură de achiziție a serviciilor de execuție, întrucât la termenul final pe care l-a avut firma care câștigase licitația pentru refacerea Muzeului Enescu, la termenul final, era realizată investiția în proporție de 25%. Am luat decizia să anulez contractul, am pus obiectivul în siguranță și acum suntem în procedură de achiziție a serviciilor de execuție pentru restaurarea Muzeului Enescu. Programul Educația prin Cultură face parte din PNRR, din câte știu. Care sunt prioritățile? Pentru că sunt foarte multe acte culturale care au nevoie de bani, de susținere. Care ar fi prioritățile? Bineînțeles, concursul George Enescu este una, cum ați spus astăzi. Sunt lucruri diferite. Accesul la cultură prin PNRR este un program pe care îl derulăm în Ministerul Culturii pentru a crește accesul la cultură în localitățile sub 50.000 de locuitori. Pentru lucrul acesta sunt banii din PNRR. Eu vorbeam de creșterea finanțării în bugetul AFCN, Administrația Fondului Cultural Național, unde am creat o direcție specială pentru educație prin cultură, astfel încât proiecte culturale, cum erau depuse la AFCN pentru organizarea de evenimente culturale, să fie și pentru educație prin cultură, astfel încât să facem acea joncțiune dintre educație și cultură. Vă dau un exemplu. Cred că colecție de istorie poate fi mult mai ușor învățată dacă în cadrul programei școlare, copiii ar merge în timpul orelor de istorie la un muzeu și nu să stea o zi de dimineață până seară, să meargă în mai multe zile, să înțeleagă și partea culturală a muzeului, dar și componenta istorică. Pe perioade în care se scrie istoria și în felul acesta asigur și educație și cultură. Vă dau doar un exemplu, că mi se pare cel mai sugestiv. Cum poți să faci lecțiile de istorie mult mai atractive? Mergi la un muzeu de istorie și nu vezi toate tablourile sau toate bunurile de patrimoniu din muzeu, ci pur și simplu le înveți și le reții simultan cu informațiile pe componenta de istorie. Dar evident că lucrul acesta nu stabilește Ministerul Culturii. De aceea există un consiliu în cadrul AFCN care va defini foarte bine componentele pentru depunerea proiectelor și în același timp, împreună cu Ministerul Educației, lucrăm la o politică de educație prin cultură pentru a realiza exact acest lucru, joncțiunea dintre educație și cultură. Sunt exclusiv de la bugetul de stat sau pot veni bani din alte surse care pot susține? Administrația Fondului Cultural Național are sursele ei de finanțare și vorbim de un buget care a crescut semnificativ. Cred că a ajuns la peste 100 și ceva de milioane de lei anual și Consiliul de Administrație al AFCN a decis și creșterea plafonului pentru proiectele care se pot depune la AFCN, tocmai pentru a avea proiecte culturale de impact utile beneficiarilor. Iar ținta mea și pe care o urmăresc în dialogul cu toate instituțiile de cultură este atragerea tinerilor cât mai aproape de cultură. Pentru că ei sunt în formare. Dacă noi educăm tinerii frumos, armonios, într-o dorință de a-și îmbogăți cunoștințele, atunci și societatea de mâine va fi una mult mai pozitivă și înclinată spre lucruri raționale și utile comunității. Mulțumesc! Vă rog!
că s-ar putea cumva deca la concertele rock în piața Palatului, în timpul evenimentelor concursului, care este de talie internațională. Nu știu cum ar fi cazul dacă la un festival Antolz, la Cluj, în apropiere la vreo 50 de metri așa, să vină Orchestra Filarmonicii Transilvania și să cânte un oratoriu de Bach cu amplificare uriașă. Da, e o observație foarte corectă, însă evenimentele publice din apropierea Ateneului sunt organizate de Primăria Municipiului București și dacă anul acesta nu am reușit o, să spunem, o așezare, o intercalare a evenimentelor, a manifestărilor culturale, mi-aș dori ca măcar la Festivalul Enescu de anul viitor să încercăm un dialog cu Primăria Capitalei, astfel încât să nu se suprapună evenimente, mai ales care să bruieze concertele pe care le așteptăm cu toții. Mă rog. Da, din păcate nu am noutăți încurajatoare. Există un ghinion al mandatului meu de ministru al culturii și anume că se suprapune cu o perioadă efervescentă electoral. Și din păcate trebuie să fim corecți să spunem lucrul acesta. Au fost câteva luni în care administrația locală a fost angrenată în campania electorală. Să spunem, comunicarea n-a mers foarte bine și acum, pe perioada toamnei, se aglomerează alte evenimente culturale și, din nefericire, o meteahnă a clasei politice este exact acela. Când sunt subiecte foarte importante, unii încearcă să le capitalizeze politic și din această tendință de a capitaliza politic pe seama unor evenimente culturale sau demersuri culturale, ajungem să fie blocate unele inițiative care sunt foarte bune. Vreau să vă spun că am mai multe proiecte legislative pe care le am pregătite. Sunt deja finalizate și mă refer la managementul instituțiilor de cultură, ordonanța care reglementează finanțarea pe CNC, pe cinematografie. Și mai sunt încă două foarte, foarte importante și am o reținere să le lansez în dezbaterea publică pentru că am văzut cât de mult rău poate să facă politizarea unui subiect important pe hotărârea de guvern pe care o pregătim de foarte mult timp legată de funcționarea Operei Naționale București și unde pot să afirm fără nici cea mai mică reținere, sunt persoane care au încercat să politizeze un subiect care nu face decât bine Operei Naționale Române, care poate să fie și mai puternică și mai strălucitoare pe scena instituțiilor de cultură. Și atunci am această reținere la rândul meu ca subiecte importante să le lansăm acum ca unii să înceapă să facă spectacol politic în detrimentul culturii. Vă rog. Ați spus vis-a-vis de finanțarea programului educație și cultură, nu? Da. La ce se referă finanțarea? La participare sau la crearea de evenimente? Participarea se face pe crearea de evenimente și inclusiv pentru politica culturală, politica publică de educație prin cultură, intenționăm să avem o componentă de finanțare pentru a o implementa la nivelul școlilor. Deci se referă numai la școli?
E doar o componentă pe care să o gestioneze Ministerul Culturii împreună cu Ministerul Educației. Ideea care era? Nu știu dacă la nivel de minister se face recensământ al evenimentelor culturale, inclusiv finanțate de minister. Ele sunt foarte multe. Accesul la aceste evenimente și, în general, la fenomenul cultural este greu. E greu pentru că prețurile de intrare sunt foarte ridicate pentru marea masă și cei care nu au bani. Spre exemplu, în instituțiile noastre culturale, spre deosebire de vest, nu există preț la bilete pentru tineri sub 30 de ani. Dau un exemplu. La muzee, că tot ziceați de muzee, te costă mai mult decât la Lugă. Și așa mai departe. Oare n-ar trebui cumva mers la consumatori? Că acolo e problema. Noi nu avem vizitatori în muzeu. Nu că nu avem exponate în muzeu sau evenimente. Sau expoziții. Politica de tarife este total separată de politica publică numită educație prin cultură. Pentru că o politică publică presupune stabilirea unor principii de urmat și aplicat la nivelul instituțiilor în parteneriatul dintre Ministerul Culturii și Ministerul Educației. În materie de acces la cultură, care ține de politica de tarif, vreau să vă spun că aproape toate instituțiile de cultură, tocmai pentru că bugetul culturii este așa cum este, adică jenant în raport cu bugetele altor ministere de 0,08% din PIB, instituțiile de cultură sunt nevoite să urmărească obținerea de venituri proprii cât mai mari, care se poate să compenseze sumele mici pe care le acordă Ministerul Culturii prin subvenție. Și chiar și așa, în care eu înțeleg această necesitate a instituțiilor de cultură de a obține venituri proprii, n-am fost de acord cu majorarea tarifelor decât pe anumite componente la nivel de abonamente, tocmai pentru că nu vreau ca tarifele să fie prohibitive pentru accesul la cultură. Iar pentru categorii legate de sau care țin de tineri pensionari, instituțiile de cultură au propriul regim de reduceri care să permită accesul. Dacă mai sunt alte întrebări? Dacă nu, vă mulțumesc foarte mult!